Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Dale istoriei comuniste. Revelioane, plugușoare, sorcove, răvașe și goana după mâncare. Revelionul în timpul regimului Ceaușescu. Unde faceți revelionul? Este o întrebare pe care o auzim frecvent în acești ani. Și asta fiindcă astăzi ai de unde alege și nu numai în țară. Astăzi poți pregăti destul de ușor o masă îmbelșugată. Nu ți se mai ia curentul și căldura. Ai benzină să te poți deplasa, nu te mai oprește nimeni să treci granița, etc. Dar în urmă cu peste 3 decenii, situația stătea cu totul altfel. Mai știți vechea glumă amară? Unde faceți revelionul? La hotel Plăpumioara. Asta însemna că stai acasă. Cabana Plăpumioara nu exista pe atunci și nici nu aveai prea multe variante. Nici gând de revelioanele în piețe cu spectacole impresionante de sunet și lumină sau restaurante și cluburi pline. Nici nu mai vorbim de excursii și revelioane în străinătate. De multe ori, singurul spectacol la revelioanele comuniste era cel de la televizor. Înainte de anul 1989, petrecerea nu începea însă până nu apărea pe micul ecran tovarășul. Mesajul lui Nicolae Ceaușescu era filmat și înregistrat cu mult timp înainte de către cameramanului special. Erau de față toți șefii partidului. În programul de revelion nu intra direct dictatorul, ci se aducea doar rola cu mesajul înregistrat, iar la ora 12, fără 17 minute, începea cuvântarea. Ultimul mesaj al lui Nicolae Ceaușescu de anul nou a fost în 31 decembrie 1988. A fost ultimul discurs de revelion când cel mai iubit fiu al poporului s-a adresat cu dragi tovarăși și prieteni, cetățenii ai Republicii Socialiste România. Încheiem anul 1988 cu importante realizări în dezvoltarea forțelor de producție și ridicarea gradului general al nivelului de civilizație a patriei noastre socialiste. Ne pronunțăm în marea dezbatere în partid și în întreaga societate pe baza tezelor din aprilie cu privire la probleme fundamentale și la stadiul construcției socialiste în patria noastră. S-au evidențiat cu putere marile realizări obținute ale poporului român în construcția socialismului spre visul de aur al omenirii până în anul 2000. Fie ca anul 1989 să aducă poporului nostru cuceriri pe calea dezarmării. La mulți ani! Partea frumoasă și atât de apreciată a revelioanelor comuniste de la televiziunea română începea abia după miezul nopții. Se spune că atunci când se culcau și cei doi conducători și la televizor își găseau loc și bancurile mai îndrăznețe. Cum a fost momentul lui Amza Pelea cu leana a lui Zăpăcitu din capul satului, aluzie directă la Elena, soția lui Nicolae Ceaușescu, monolog ce i-a adus îndepărtarea din cinematografie și televiziune. În vremea regimului comunist, seara de revelion însemna cea mai importantă zi a sărbătorilor de iarnă. În ciuda neajunsurilor, fiecare familie pregătea masa festivă, cea mai bogată din an, de pe care nu lipseau sarmalele, salata beof, ori ouăle umplute cu pate. Petrecerile organizate la restaurant erau considerate un lux de care doar nomenclaturiștii se bucurau. Românii de rând se adunau în casele lor în grupuri restrânse, iar principala sursă de distracție era programul televiziunii române. Noaptea trecerii dintre ani era de altfel singura zi în care se difuza program prelungit și nu se lua lumina. Pregătirile pentru masa de revelion. Indiferent de posibilitățile materiale și chiar dacă rafturile magazinelor erau aproape goale, românii pregăteau masa de revelion chiar cu câteva zile înainte. Numai că era un fel de revelion cu contribuție. Cam toți contribuiau cu pâine. Să nu uităm că pe vremea aceea pâinea era cartelizată, ca de altfel și carnea, uleiul, zahărul sau ouăle. Așa că fiecare invitat contribuia. Care aducea vin, altul țuică, vărul ceva ouă, mătușa niște carne, nu mai ea știa de unde, nepotul ceva legume și o rudă de la țară, brânză și castraveți. Erau la mare preț rudele de la țară, care îți mai puteau furniza ceva bucate mai alese, pe care nici nu le puteai visa să le găsești în alimentare. Festinul includea tradiționalele sarmale, salata beo, preparatele din porcii tăiați la țară. Se procura cafea pe sub mână, se bea vin spumant în loc de șampanie,
ceva banane verzi cumpărate din timp după cozi interminabile și puse din timp la copt în ziare. Unii, cu ceva relații, își permiteau și o bere străină sau un Havana Club și chiar și un pachet două de Kent. Se mai și dansa după muzică străină dacă aveai ceva casete sau dădeai drumul la Europa Liberă și ascultai metronomul. Tot în seara de revelion venea și moșul comunist, Moș Gerilă, care dacă avusese-i noroc, copiii primeau câte o portocală și ceva eugenii expirate. După coz de 10 ore puteai beneficia și de ceva sifoane pentru tradiționalul șpriț sau se pregătea tradiționalul carcalete, un fel de amestec de vin prost și ieftin de masă, cu ceva sirop și apă minerală, plus câteva felii de mere sau gutui. Pe micul ecran. An după an, startul programului de revelion la televizor se dădea la ora 21, începând cu corul și orchestra simfonică a radioteleviziunii, urmat de programul de muzică populară, iar la miezul nopții, vestitul discurs tovărășesc al lui Ceaușescu. Însă toți românii abia așteptau celebrele scene umoristice prezentate de mari actori comici: Toma Caragiu, Alexandru Arșinel, Stella Popescu, Ștefan Bănică, Florin Piersic, dar și melodiile Angelei Similea, Corinei Chiriac, Dan Spătaru sau Marina Voica. Dar înainte de difuzare, programul artistic trebuia să treacă prin cenzura de partid, ca nu cumva glumele pregătite să atingă iubitul conducător sau instituțiile de conducere și decizie. Astfel se puteau critica doar gestionarii, frizerii, croitorii și țăranii leneși. Și cu toată cenzura, mai scăpau șopârlițe, așa cum le denumise Toma Caragiu. Șopârlița liberă. A trecut mai bine de o jumătate de secol de când televiziunea română oferea telespectatorilor săi un sketch care a făcut vogă în epocă și a rămas memorabil până astăzi la revelionul din 1969. A fost scris de scenaristul și scriitorul Dan Mihăescu împreună cu colegul său Grigore Pop și s-a numit Șopârlița liberă. Și a fost prezentat de Toma Caragiu. Textul era foarte curajos pentru acele vremuri ampretate de cenzura politică aplicată în mai multe straturi. Schița umoristică îi ironiza pe cei care turnau la partid și la securitate, pe delatori, dar pomenea și despre postul de radio interzis românilor, Europa Liberă. Orice text mergea mai întâi la direcția presei pentru cenzură. Erau niște salariați în televiziune cărora le dădeai textul și uneori mai spuneau și ei: bă, nu e bine, acum exact perioada cu nu știu ce, cu rușii, să nu le luăm de... Dan Mihăescu. Dar cu toată cenzura în acel an, 1969, au scăpat multe ironii și atacuri la regim. De exemplu: dumneata, ce faci noaptea, domnule? Nu asculți Șopârlița liberă? Sau vestita aluzie la delator: n-am plecat la colindat, un vecin m-a și turnat. Sau Amza Pelea, care, făcând aluzie că nu există în magazine carne, fiindcă toată se vindea la export și în vitrine erau doar adidași, adică picioare de porc, se plângea că de ce nu are porcul 8 picioare? Dar erau doar mici înțepături, dar suficiente ca să ne facă să mai uităm de necazuri. Începuse și trista epoca cafelei cu orz, cu secară sau cu năut, adică un fel de amestec, ce rezulta o apă colorată vândută drept cafea. Și atunci apare Bibanul, adică Demrădulescu, cu un sketch în care este întrebat din ce gen face parte orzul și răspunsul a fost: din cafeinoase. Plugușorul comunist. Mesajul lui Ceaușescu era urmat de Hora Unirii, după ce ceasul bătea prima oră a noului an, după care un grup coral artistic interpreta Plugușorul, dar nu pe cel cu acum un an a venit Bădia Traian, ci o variantă educativă comunistă a omului nou. Dar să vedem cum suna un plugușor din anul 1980. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați, și urarea mea ascultați, că am pornit-o de cu zori, prin țară colindător, prin orașe, prin comune, cu urările străbune, de viață, de sănătate, la constructorii voinici, la mineri, la învățători, când e țara câmp de flori, răsădit de muncitori, tânăr să se înalți în soare, cu zine, cu ogoare și cu vise minunate. Ia strângeți-vă flăcăi și sunați din surgălei, să răsune munți și văi, hăi, hăi! Anul care s-a încheiat a fost mândru și bogat, am înălțat un imn ales,
pentru al 12-lea congres, cântând dragostea fierbinte pentru bravul președinte, reales de-al țării por și de întregul popor. Să ne fie înainte, înțelept conducător, înalt exemplu, far și zbor. Haideți să-i urăm în cor, sănătate, fericire, ia urați din plugușor și sunați din surgălăi, să răsune munți și văi, hăi, hăi! Pentru cei ce construiesc pe pământul românesc viață nouă, floritoare, hai cu toții, măi flăcăi, peste munți și peste voi, să urăm din surgălăi, hăi, hăi! Noaptea televizată de Revelion se încheia cu Perinița. Odată cu ritmurile îndrăgitului dans tradițional românesc, se dădea apoi stingerea nopții dintre ani. Programul de Revelion oferit de TVR era redifuzat în următoarele două zile, în cadrul emisiunii Dacă doriți să revedeți. Șoimii patriei și pionierii la datorie. Plugușorul, un obicei străvechi, fusese modelat de comuniști, astfel încât să proslăvească regimul și pe marele grădinar, care ne crește cu mult har. Există mai multe variante de plugușor din perioada socialistă, toate întrecându-se în a ridica în slăv cuplul dictatorial și realizările comuniste. În ultimii ani, ceaușeștii nu se mai mulțumeau cu plugușorul de Revelion, ci în ziua de 1 ianuarie erau adunați mii și mii de copii în fața sălii palatului, indiferent dacă era sau nu ger. Și copiii erau obligați să-i colinde pe cei doi tirani și să le cânte un plugușor special al pionerilor și șoimilor patriei. Cam așa suna varianta din anul 1986. Tovarășe Nicolae Ceaușescu, un părinte, noi din inimă fierbinte, șoimii patriei cu drag, am adus aici cu drag roa zilelor senine, din grădinițe, cămine, recunoștința toată, când-i viața minunată, șoimii vă urează spor, dragi și buni conducători, sănătate, împlinire, pentru a țării propășire. Tovarășa Elena Ceaușescu, vă iubim, căci aproape vă simțim ca pe o mamă iubitoare, bună și ocrotitoare. Noi, cu inima în toate, vă urăm de sănătate. Anul nou trainic și bun, șoimii într-un glas vă spun, mai mânați, măi, flăcăi, și porniți din bice, măi, și sunați din zurgălăi, mânați, măi! Într-un articol din Cutezătorii, celebra revistă pentru copii din perioada comunistă, obiceiul era descris astfel. După datina străbună, cu prilejul anului nou, în capitală și în județele țării, va avea loc plugușorul copiilor și tineretului, prin care tânăra generație a patriei își va manifesta dragostea și recunoștința pentru minunatele condiții de viață și muncă ce le-au fost create de către partid, de către secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Școala și portocala. Regimul comunist schimbase tot. Plugușorul, colindele, sorcova, pe Moș Crăciun, totul într-o încercare de a idealiza viața așa zisului om nou și ștergerea din memorie a adevăratelor tradiții. Nici măcar cei mici nu mai colindau cu steaua sau cu sorcova, ci erau obligați să recite un tembelism de versuri care, de exemplu, sunau cam așa. Foaie verde portocală, noi suntem copii de școală și am venit să colindăm, pe la case să urăm. Bună dimineața la Moș Ajun și am venit și noi odată la un an cu sănătate și la anul când venim, sănătoși să vă găsim. Bună dimineața la Moș Ajun! Cei trei R. Dacă astăzi suntem obișnuiți ca a doua zi după Crăciun sau după Revelion să vedem pubelele și ghienele pline de resturi de mâncare și nu oase sau coș de pâine, ci bucăți întregi de fripturi, prăjituri, aperitive, etc., atunci, pe vremea comuniștilor, funcționa din plin legea celor trei R, adică recuperare, reciclare și refolosire. Prin ce se traduceau cei trei R? Simplu, nimeni nu mai arunca nimic, niciun rest de mâncare, din cel puțin două motive. Nu se găsea ușor mâncare, dar se apropia și Bobotează și Sfântul Ion și mai toți românii mai aveau ceva de sărbătorit și se refoloseau resturile nemâncate. Astfel, resturile de prăjituri se fărămițau și se amestecau cu margarină și se făcea un fel de tartă. Puneai deasupra niște vișine din damingeana de vișinată și gata desertul. Din resturile de carne se pregăteau tot felul de tartine și sandvișuri. Aici se recicla și pâinea rămasă. Se umezea, după care se rumenea puțin în cuptor și gata, era comestibilă.
În sticle speciale se adunau resturile nebăute de alcool, se amesteca astfel vinul cu țuica, vermutul cu siropul, sifonul cu berea și se obținea un fel de băutură ce necesita după consumare piramidon și aspirin. Oricum, resturile revelionului te ajutau să treci cu bine și de Sfântul Ion, după care puneai lacăt pe distracție. Era luna ianuarie și începeau nesfârșitele omagii la adresa celor doi ceaușești, amândoi fiind născuți în acea lună de început de an, și urmau citite la televizor mii și mii de telegrame, documentare cu cei doi, omagiile poeților curții, Vadim și Păunescu, muzică de propagandă, etc. Cum erau proslăviți regimul comunist și cuplul prezidențial? Și începeau știrile, care nici nu se mai terminau, cu sutele de grupuri de șoi ai patriei, de pionieri, purtătorii cravatelor roșii cu tricolor și uteciștii care se întreceau în aura. Aducem din adâncul inimilor mulțumirea cea mai profundă tovarășului Nicolae Ceaușescu, un părinte, erou între eroi, asemeni comuniștilor eroi. Ne vom forma și noi, învățând de la cei mari să fim patrioți revoluționari. După care apăreau grupurile oamenilor muncii și ale țăranilor cooperatori cu aceleași și repetate declarații de omagiu deșanțat. Și când credeam că totul s-a terminat, urmau citirea telegramelor din țară, dar mai ales cele din străinătate. Și asta ca să fim convinși de ce mari aprecieri se bucurau tovarășii în străinătate. Dar așa cum s-a aflat după decembrie 1989, marea parte a telegramelor externe erau inventate sau modificate. În acea perioadă, ziarele nu mai apăreau în patru pagini, ci beneficiau de un format dublu sau triplu și un tiraj mărit. Până și ziarul Sportul sau revista pentru copii cu tezătorii erau pline de telegrame. Concluzia, avertisment pentru nostalgici. Am scris acest material fiindcă am constatat cu surprindere că mulți români au uitat prea repede de timpurile nenorocite petrecute sub comunism și chiar regret cele vremuri, ba chiar îl consideră un mare erou și patriot pe criminalul Ceaușescu. Măi nostalgicilor, vă aduc aminte că acest pseudo-erou a împușcat cu mâna lui țărani din Vrancea și Vâlcea, care refuzau cooperativizarea, care practic le fura pământul și animalele. Cine își uită trecutul nu va avea niciun viitor. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Sunt foarte bucuroasă că sunteți prezenți pe acest canal în număr atât de mare și asta mă determină să vă ofer în continuare materiale la fel de interesante. Până data viitoare, vă doresc numai bine!